Tuturor oamenilor din praf de stele, cum îmi place să spun, am să încerc să fac un video și în română, deși nu am mai făcut niciunul și nu știu ce ar trebui să spun. Am să încep prin a spune că ieri am sărbătorit 100 de zile de când scriu, compun și pictez, sau mai bine zis, învăț să pictez. 24 de portrete, 100 de compoziții, 100 de texte scrise și în total mai mult de 170 de picturi și desene. Începând cu 1 ianuarie 2020. E o călătorie pe care o fac pentru mine. Vreau să învăț să pictez, vreau să învăț să desenez, e un vis pe care l-am avut întotdeauna și acum, când am ajuns la maturitate și am învățat că nu contează nimic din ceea ce îți spun alții, am decis să încep să învăț. Nu e niciodată târziu să încep și acesta este mesajul meu. Începeți să învățați, începeți să trăiți viața, indiferent de vârsta pe care o aveți, 50, 60, 70, 80, 90 de ani, dacă aș avea 90 de ani acum, aș începe de la zero, pentru că, până la urmă, importantă este călătoria. Pentru a sărbători cele 100 de zile de artă, am decis să creez un proiect de 3 zile, în urma căruia să rezulte un tablou, o pictură care să fie complet ideea mea și să fie originală și să fie o încoronare a tuturor acestor eforturi pe care le-am făcut. Deci am decis să am făcut proiectul. În prima zi am făcut ședința foto. În a doua și a treia zi continui să pictez. Ieri am început pictura, ieri când am sărbătorit efectiv cele 100 de zile, iar astăzi voi termina. Mă așteaptă alte 266 de zile, dar sunt foarte recunoscătoare pentru aceste 100 care au trecut, în care m-am regăsit în fiecare zi și care m-au ajutat în fiecare zi să devin o persoană mai bună. Sper! Vreau să vă salut pe toți și să vă urez tuturor o întoarcere cât mai ușoară la viața normală. Nu m-am gândit când am început această călătorie că mă voi găsi în mijlocul acestei epidemii, dar pentru mine a fost un lucru pozitiv, pentru că am ocazia să stau acasă, să compun și să pictez cât doresc. Un salut călduros tuturor și încă o dată vă încurajez cu tot sufletul meu să începeți să vă trăiți viața, să începeți să vă trăiți visele. Nu e nevoie de un mare efort financiar, dacă nu ai bani să-ți cumperi un instrument, poți oricând să cânți. Dacă nu ai bani să-ți cumperi culori, poți oricând să-ți cumperi un creion și o bucată de hârtie și să continui să desenezi, dacă este ceea ce dorești să faci. Poți să scrii texte, nu cred că este cineva fără telefon, deci nu mai avem niciun fel de scuză. Putem să facem tot ceea ce ne-am dorit și tot ceea ce am sperat și nu ascultați de nimeni, ascultați doar ceea ce vă spune sufletul vostru și încercați să trăiți în consecință.